Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați dat curs acestei invitații. Astăzi am vrea să atragem atenția de un derapaj și un abuz din partea actualei guvernări împotriva unor reguli democratice și chiar reguli fundamentale într-o societate de drept. Aș vrea să menționez că dreptul la asociere, dreptul la exprimare și dreptul la competiție politică sunt, dacă nu cele mai importante, cu siguranță cele fundamentale drepturi ale unei societăți democratice. Nu există democrație dacă nu există posibilitatea de a asocia într-un partid. La ora actuală se depun eforturi considerabile de actuala guvernare și în mod special de Partidul Democrat ca Partidul Politic Pro-Moldova să nu fie, să nu existe ca partid și să fie exclus din registrul partidelor politice, fiindu-i anulată înregistrarea. Atunci când a apărut Partidul Pro-Moldova, noi am înțeles că apariția lui va da mari bătaie de cap actuale guvernări. Noi am fost conștienți de la bun început că Pro-Moldova va tulbura liniștea guvernării antipopulare, a acestei guvernări abuzive formate din Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. De când a apărut din februarie, inițial ca grup parlamentar și ulterior formalizat în partid politic, echipa Pro-Moldova a dat mari bătăi de cap acestei guvernări. Prin critici, prin soluții alternative, prin determinare și inclusiv prin foarte bună și mare activitate. Noi am fost conștienți de faptul că vom fi supravegheați minut cu minut, oră cu oră, pentru fiecare acțiune pe care noi o desfășurăm. Noi am fost conștienți de faptul că autoritățile actuale, actuala guvernare, va fi foarte atentă dacă respectăm sau nu procedurile de înregistrare. Iată de ce. Noi am fost foarte atenți și cu diligența necesară am respectat întocmai procedurile legale pentru înregistrarea partidului politic Pro-Moldova. La ora actuală însă, foștii noștri colegi din Partidul Democrat atât de josnic au ajuns deja că vor să folosească instrumentele administrative pe care le au la dispoziție pentru anularea înregistrării Partidului Pro-Moldova. Au expediat nenumărate scrisori în adresa Agenției pentru Servicii Publice, care este subordonată prin afiliere Partidului Democrat. Exponentul Partidului Democrat este numit ca director și, în general, conducerea acestei agenții. Ba chiar mai mult, această guvernare, Filip și Dodon, merg până la aceea să folosească și inclusiv instrumentul Procuraturii Generale în aceste jocuri abuzive împotriva Partidului Pro-Moldova. Noi vom pune la dispoziția presii și societății demersurile respective ca să vadă întreaga țară mizeria și înjosirea până la care merge această guvernare și abuzurile la care merge această guvernare pentru a lupta politic împotriva unui concurent politic. Sigur că noi calificăm ca hărțuire și încercare de intimidare a echipei Pro-Moldova pentru determinarea, curajul și pentru criticile aduse actuale guvernări. Noi condamnăm cu fermitate aceste tentative de luptă josnică împotriva Pro-Moldova și, bineînțeles, ne vom adresa ambasadelor străine acreditate la Chișinău și organizațiilor internaționale să urmărească acest caz, să urmărească aceste abuzuri din partea guvernării și, bineînțeles,
să le califice ca atare, ca abuzuri și să le condamne. Acestea sunt niște grave derapaje antidemocratice la care deja parcurge această guvernare și cu siguranță noi vom lupta până la capăt ca să nu permitem acestei guvernări să distrugă regulile de bază ale unei democrații și anume dreptul la asociere, dreptul la exprimare și dreptul la competiție politică. Iată de ce mă adresez întregii societăți, mă adresez întregii clase politice, dar și observatorilor internaționali, în cazul de față ambasadelor străine acreditate la Chișinău și organizațiilor internaționale, și atenționăm asupra acestor abuzuri și acestor încercări de intimidare a partidului politic Pro-Moldova. Noi suntem conștienți de pericolul pe care noi îl reprezentăm față de această guvernare. În același timp, vom lupta pe toate căile legale ca să ne apărăm drepturile noastre și știm foarte bine că am îndeplinit toate condițiile și cerințele prescrise exacte de lege pentru înregistrarea unui partid. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție, un bun început de săptămână vă dorim tuturor și vom ține legătura. O zi bună, succes!